Bianca a crescut alături de fratele său în căminul călduros al bunicilor. Ei nu au cunoscut iubirea mamei. Locul părinților a fost luat de bunicii materni, care i-au îndrumat așa cum doar un părinte bun o poate face. Încă de micuță, Bianca a fost îndrumată de bunicul său spre artă, creație, iar acum la adolescență, fata a ales acest drum în viață. Ea a fost admisă la SNSPA în urma susținerii unui concurs de admitere, asta deși nota de la BAC 9,12 îi putea asigura un loc la orice altă facultate. Cum te-ai gândit tu să-ți alegi această specializare? De când sunt mică îmi place să-mi folosesc creativitatea și am aflat că mi-am dorit să creez reclame și am găsit secția asta la SNSPA și mi s-a părut foarte interesant. Cum te-ai descurcat cu învățatul? Ai avut nevoie și de meditații? Am făcut meditații doar la a treia materie, la logică, pentru că nu mai făcuse din clasa a noua. În rest, nu am făcut meditații la nimic. De când sunt mică îmi place să învăț și cred că chestia asta m-a ajutat acum, că aveam informații din anii trecuți și acum doar am mai petrecut puțin mai mult timp actualizându-le. În rest, a fost ok. Vrei când termin facultatea să profesezi în domeniu? Da, mi-ar plăcea să creez reclame, asta aș vrea să fac. Deși este unul dintre copiii care au crescut fără părinți, acest lucru nu a fost un obstacol să urmeze colegiul Radu Greceanu, profilul filologie bilingv, iar iubirea către artă a învățat-o acasă. Bunicul meu pictează, și de când sunt mică tot îndrumă să fac ceva artistic, ceva care să implice creativitatea. Iubirea față de frumos și arta a Biancă nu se oprește aici. Faptul că încă din liceu a cuchetat cu actoria a determinat-o ca în toamnă să încerce să intre și la teatru și film, clasa de actorie. Da. Între actorie și publicitate, ce ai inclinat să alegi? Ambele. Nu o să aleg. Deci natura asta creativă a ta, artistică, o moștenești de la bunicu. Da. Ca Bianca, mai sunt și alți copii din sistem care au înțeles că a învăța înseamnă a deschide drumuri. Da. Anul acesta am avut un număr de 8 elevi care au promovat examenul de bacalaureat. Facultățile alese de acești 8 tineri au fost următoarele: științe sociale, relații internaționale, litere și limbi străine, SNSPA, Politehnică, Facultatea de Economie și Administrația Afacerilor. Exemplul celor mari a fost luat și de cei care se pregătesc pentru viața de licean. Din cei 34 de elevi ai noștri care au susținut examenul național, 2 au luat note peste 9, 1 a luat notă peste 8 și 6 au luat note peste 7. Deși aripile lor par rupte încă din fașe, ei dovedesc prin luptă pentru realizarea viselor că sunt puternici și că merită un loc aparte. Copiii care cunosc maturitatea mult prea devreme dau de multe ori un exemplu inclusiv adulților.